Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, ar vrea ca Republica Moldova să devină membru NATO. Despre aceasta a declarat el postului de televiziune român Digi24. Cu toate acestea, mulți ani de propagandă rusă, potrivit lui, nu permit partidului aflat la putere să facă un astfel de pas în prezent. Dar actuala putere va încerca să schimbe această dispoziție în societate, deși acest lucru nu este ușor, a recunoscut Popșoi. Conform unui sondaj de opinie din luna ianuarie efectuat de compania CBS Research la comanda organizației Watchdog, în caz de referendum privind aderarea la NATO, 55,5% dintre cetățenii moldoveni ar vota împotrivă. Vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, ca cetățean și ca ex-manager de proiect în centrul NATO din Moldova, vrea ca Republica Moldova să adere la Alianța Nord-Atlantică, dar ca politician înțelege că acest lucru va fi problematic de îndeplinit. Cetățeanul Mihai Popșoi își dorește cu siguranță, ori eu am început cariera profesională în cadrul centrului NATO de la Chișinău. Politicianul Mihai Popșoi și exponentul partidului de guvernare trebuie să plece urechea la voința cetățenilor și majoritatea cetățenilor în ziua de astăzi nu sprijină acest demers. De aceea este necesară această dezbatere publică, așa încât cetățenii să înțeleagă că neutralitatea de fapt pare o chestie abstractă și până la urmă este o coală de hârtie. Istoria ne demonstrează nu odată că acest lucru nu a oprit agresorii. Potrivit lui Popșoi, aderarea la NATO poate oferi cea mai eficientă garanție de securitate. Cu regret, cetățenii Republicii Moldova s-au aflat foarte mulți ani prada propagandei Federației Ruse, au trăit în câmpul mediatic și valoric a Federației Ruse, care a exploatat aceste fobii, a alimentat aceste fobii anti-occidentale, anti-NATO, și acum există un impediment major de a încerca să schimbăm aceste poziții, aceste înțelegeri a realității. Nu este un lucru ușor, dar trebuie făcut. De asemenea, vicepreședintele Parlamentului a declarat că autoritățile de la Chișinău mizează pe susținerea Alianței Nord-Atlantice în continuare și în particular pe ajutorul în primirea sistemului de apărare antiaeriană pentru consolidarea apărării țării. Deocamdată, NATO a adoptat decizia de a acorda Moldovei un pachet de ajutor neletal legat de securitatea cibernetică, managementul crizelor și comunicațiilor sigure. Despre aceasta a declarat după întâlnirea miniștrilor de apărare ai țărilor membre ale Alianței, adjunct secretarului general al NATO, Mircea Geoană, în emisia postului de televiziune TV8. Ce ține de solicitările Chișinăului în susținerea de caracter militar, aceasta, după cum a menționat Geoană, nu se face prin NATO. Alianța Nord-Atlantică acționează doar ca intermediar, dar Marea Britanie, Germania și România, conform spuselor sale, au răspuns la apelul autorităților moldovenești. Amintim că la sfârșitul lunii ianuarie, președintele Maia Sandu, într-un interviu acordat ediției americane Politico, a admis renunțarea Moldovei la statutul de neutralitate, dar a declarat că aceasta trebuie să se întâmple pe cale democratică. Iar în weekendul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, șeful statului a declarat că în pofida imposibilității pentru moment de a renunța la neutralitate, Republica Moldova are nevoie de ajutor pentru consolidarea sectorului de apărare. Moldova trebuie să facă parte din noua arhitectură europeană a siguranței, a menționat Sandu. Între timp, sondajul sociologic efectuat la sfârșitul lunii ianuarie de către compania CBS Research la comanda organizației Watchdog a arătat că în caz de referendum referitor la aderarea la NATO, 55,5% din cetățenii Moldovei ar vota împotrivă, iar 36,4% din respondenți consideră că NATO și UE înarmează Moldova ca să o atragă într-un război împotriva Rusiei.